S-a tot jucat cu o bandă de hârtie, a îndoit-o la un capăt și a lipit-o de celălalt capăt. Surprinzător, noul obiect a căpătat proprietăți miraculoase având o singură parte. Mai frumos e că dacă se taie longitudinal pe mijloc această nouă bandă, nu se obțin două, cum ne-am aștepta, ci tot o singură bandă dublă ca lungime. Puteți încerca asta singuri acasă. Eliot era de părere că vasta acumulare de cunoștințe sau cel puțin de informații din secolul XIX este responsabilă și de vasta ignoranță întâlnită de atunci tot mai des. A fost sedus și de național-socialismul german din prima jumătate a secolului trecut, caracterul formal sau angajant al adeziunii sale la partidul nazist fiind încă subiect de dispută printre biografi. Celebra rapsodie albastră a fost compusă la comanda unui director de orchestră care dorea o piesă instrumentală pentru formația sa. A fost unul dintre acei mari poeți mici care visau în cer tăcut printre miresme mii, o mare grea de lunecări albastre, la zei nespus de triși și de târzii și la tăceri înfiorate la dragostele noastre. În activitatea sa de aproape 7 decenii, pictorul născut în Șurdeștei Maramureșului a realizat nenumărate lucrări, îndeosebi picturi pe șevalet, dar și de artă monumentală. Mozaicul arcașii lui Ștefan cel Mare de pe fațada Căminului Cultural din Putna, fresca de la Crama Mulfatlar sau frescele și tavanul Teatrului Gheorghe Pastia din Focșani sunt legate de numele lui Constantin Dipșe. A fost antrenorul de handbal care a cucerit cele mai multe titluri mondiale, 3 cu echipa feminină și 4 cu cea masculină. A practicat și basketul și rugby-ul, având regretul că nu a scris și cărți despre experiența sa în aceste sporturi. Și a dedicat 3 decenii din viață revistei Cronica, unde a fost secretar general de redacție și redactor șef adjunct, și încă 1 deceniu revistei Dacia Literară, ca redactor șef. Este autorul unor importante cărți de critică teatrală și cinematografică. Dacă în primele sale opere s-a orientat spre tradiția muzicii vest-europene, după 1905 a fost interesat de muzica populară maghiară, românească și țigănească. La doar 4 ani de la înființare, Societatea Compozitorilor Români a organizat un concert dedicat exclusiv operelor lui, unde a interpretat el însuși, acompaniat de George Enescu, sonata a doua pentru vioară și pian. A câștigat de 4 ori premiul Grammy, fiind nominalizată de alte 8 ori. Se spune că producătorii filmului Evita au dorit-o inițial în rolul principal. Până la urmă a fost Madonna. A făcut cunoștință cu gimnastica la 8 ani în Iași, primul antrenor fiind Octavian Ungureanu. Singurul regret al lui și al nostru este că nu a reușit să câștige aur la Olimpiade. La Montreal a fost cel mai aproape, dar a concurat în finală având ruptură de biceps. M-am săturat de falsuri, minciuni și de prostii. Vreau opere complete, nu opere alese. Eu la asta rămân și de asta mi se de. Vreau poporul român. Cântați cu noi. Opere complete. Eu la asta rămân. Moravia s-a apucat de scris pentru că o infecție a oaselor picioarelor l-a ținut în sanatorii aproape 9 ani. În ciuda scepticismului filozofic și politic, în ultimii ani ai vieții a fost ales în Parlamentul European. Opera principală a profesorului de limbă și literatură engleză o reprezintă manualul de învățare a acestei limbi, reeditat în numeroase ediții. Din 1992, titlul cărții poate fi interpretat la propriu. Cunoscut și îndrăgit ca actor, americanul s-a remarcat și prin acțiuni de binefacere, dar și prin activități generatoare de multă adrenalină. Ca pilot de curse a obținut numeroase titluri de campion în competițiile americane. A pendulat și s-a rotit încă din copilărie între cariera de cantautor și actor, precum un pivot de handbal. Succesul trupei Divertis i-a pus în umbră cariera muzicală. To be bet or not to be. Eline Bet. This is the question. Este problema. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.